vom rezolva împreună subiectul 2 de la evaluare națională, testele de antrenament 2020. Primul punct, desenați pe foaia de examen un pătrat ABCD. Pentru a desena un pătrat, vom ține cont de faptul că toate laturile pătratului sunt egale. Desenăm pătratul ABCD pe care îl și notăm. Laturile sunt egale. Am rezolvat punctul 1. Mergem mai departe cu punctul 2, care ne spune: determinați numerele naturale de 3 cifre de forma 3BC, știind că sunt divizibile cu 5 și cu 9. Așadar, avem numărul de forma 3BC, un număr de 3 cifre, care este odată divizibil cu 5, adică se împarte exact la 5, și 3BC este divizibil cu numărul 9. Din faptul că numărul 3BC de 3 cifre este divizibil cu 5, din criteriile de divizibilitate cu 5, rezultă că cifra 5, fiind ultima cifră a numărului 3BC, poate fi 0 sau 5. Din criteriul de divizibilitate cu 9, rezultă că un număr se divide cu 9 dacă 9 divide suma cifrelor acelui număr, adică 9 trebuie să dividă suma cifrelor 3 plus B plus C, fiind numărul nostru de forma 3BC. Luăm primul criteriu care ne va ajuta pe noi să identificăm două cazuri. Cazul 1. Atunci când C este egal cu 0, cifra unităților este 0, vom înlocui în numărul nostru de forma 3B 0, va trebui să se dividă și cu 9. Adică suma cifrelor numărului va fi cât? 3 plus B plus 0, să fie un număr divizibil cu 9. Când acest număr este divizibil cu 9, atunci când 3 plus B plus 0, adică 3 plus B, aparține mulțimii formate din multiplii lui 9, adică poate aparține numerelor de genul 9, 18, 27 și așa mai departe. În alegerea lui B, trebuie să ținem cont însă de faptul că B este o cifră, adică vom alege doar numere cuprinse între 0 și 9. Asta înseamnă că pentru valori mai mari de 9, B-ul nu corespunde. Ce valori luăm? Luăm mai întâi 3 plus B egal cu 9, de unde rezultă că B este egal cu 6. Mergem mai departe și putem alege 3 plus B egal cu 18, însă deja observăm că nu mai corespunde cu valorile pe care ar trebui să respecte regula noastră. B egal cu 18 minus 3, obținem valoarea 15, care este un număr foarte mare, nu este o cifră de la 0 la 9. Rămânem cu valoarea B egal cu 6, înlocuim în cadrul numărului și vom obține pentru C egal cu 0 și B egal cu 6, numărul nostru este nimeni altcineva decât 360. Reținem că pentru cazul 1 avem numărul de forma 3BC, aparține mulțimii formate din elementul 360. Și continuăm cu cazul 2. Atunci când C-ul, cifra unităților, are valoarea 5. Asta înseamnă că înlocuim în suma 3 plus B plus C și vom avea 3 plus B plus 5, trebuie să fie un număr, cum am spus mai devreme, divizibil cu 9, adică
3 plus B plus 5, 8 plus B, trebuie să fie un număr care aparține multiplilor lui 9, adică 9, 18, 27 și așa mai departe. De asemenea, în alegerea lui B, voi ține cont de faptul că B este o cifră. Asta înseamnă că va trebui să ia valori între 0 și 9. Să vedem ce valori putem lua pentru B, știind că această sumă este, în primul rând, egală cu 9, un element din mulțimea noastră care este acceptată. Calculăm B egal 1. Mergem mai departe cu un alt element din mulțimea propusă, adică un multiplu al lui 9, 8 plus B egal cu 18, și alegem că B egal cu 18 minus 8, adică 10. Ce se întâmplă cu această valoare? Această valoare nu aparține mulțimii dorite, adică nu este o cifră, adică un număr de la 0 la 9. Asta înseamnă că singura valoare corespunzătoare și acceptată va fi valoarea lui B egală cu 1. Și ce fac aici? Voi alege numărul meu ca fiind de forma 3BC, unde B-ul îl înlocuiesc cu 1, pe care tocmai l-am aflat, iar C-ul este cel de la care am pornit, adică cifra unităților este 5. Avem la cazul 1 numărul care corespunde cerințelor, că este 360, iar la cazul al doilea este 315. Așadar, la final putem afirma că soluția problemei este formată din mulțimea care are elementele 315 și 360. Ambele numere respectă condițiile date, adică 315 și 360 sunt numere divizibile cu 5. Observăm că ultima cifră e 5, respectiv 0, și condiția de divizibilitate cu 9, adică suma cifrelor, numerelor, trebuie să se dividă cu 9. Continuăm cu problema 3, care ne spune: dacă mărim numărătorul fracției 2 pe 5 cu numărul natural n și micșorăm numitorul fracției cu același număr natural n, atunci fracția obținută este egală cu 2 întregi și 1 pe 2. Determinați numărul natural n. Ce facem? Păi luăm separat fracția 2 pe 5 și ne gândim ce înseamnă să mărim numărătorul cu un număr și să micșorăm. Asta înseamnă că dacă aplicăm această regulă, această operație, va trebui să avem ce la numărător? Linie de fracție, 2 plus n, pentru că îl vom mări numărătorul cu n, iar la numitor vom avea ce? 5, numitorul, vechiul numitor, îl vom micșora pe acesta cu același număr natural n, minus n. Ce se întâmplă cu acest nou număr obținut? Este egal cu 2 întregi și 1 pe 2. Putem scrie o variantă echivalentă a acestei expresii cum? Păstrăm numărătorul și numitorul și ne amintim ce înseamnă 2 întregi și 1 pe 2. Nu înseamnă altceva decât a înmulți numărul întreg, adică 2-ul, cu numitorul și adunăm numărătorul. Adică vom avea 2 ori 2 plus 1 supra numitorul 2. Echivalent mai departe, avem 2 plus n supra 5 minus n egal cu 2 ori 2, 4 plus 1, 5 supra 2. Ce am obținut? O proporție în care mi-amintesc că aveam proprietatea, produsul mezilor egal cu produsul extremilor, adică înmulțim pe diagonală și egalăm, vom avea 2 plus n înmulțit cu 2 egal cu 5 minus n înmulțit cu 5. Ce facem mai departe? Calcule. Rezultă că vom avea 4
plus 2n egal cu 5 ori 5, 25, minus 5n. Continuăm calculele, adică vom avea 2n plus, trecem necunoscuta în partea stângă, iar termenii liberi în partea dreaptă, 25 minus 4. Vom obține 7n egal cu 21. Iată că obținem un rezultat frumos, n este egal cu 21 împărțit la 7, n egal cu 3. Numărul natural n egal cu 3 este ceea ce trebuia să descoperim noi. Dacă ne dorim să scriem fracția care se obține prin adunarea la numărător a lui n și micșorarea numitorului cu n, vom observa că aceasta este egală cu 2 plus 3, n-ul pe care tocmai l-am aflat, supra 5 minus 3, adică egal cu 5 supra 2. Mergem mai departe cu punctul 4, care ne spune: în sistemul de coordonate XOY se consideră punctele A de coordonate minus 3, minus 1, B de coordonate 0 și 3 și M de coordonate M și 0, unde M este număr natural. La punctul A, reprezentați segmentul AB într-un sistem de coordonate XOY. Avem sistemul de coordonate XOY pe care îl vom și nota, axa OX, axa abscisselor, și axa OY, axa ordonatelor. Haideți să punem pe sistem acum și punctele considerate a fi A de coordonate minus 3 și minus 1, însă înainte stabilim ca unitate de măsură, eu am ales unitatea corespunzătoare cu pătrățica, și avem punctele A de coordonate minus 3 și minus 1, minus 3 voi merge 3 unități pe axa abscisselor, minus 1 pe axa ordonatelor, aici este punctul A, și punctul B de coordonate 0 și 3. Asta înseamnă că va fi un punct situat pe axa ordonatelor, adică aici este punctul B. Și ce ne cere? Să reprezentăm segmentul AB. Cum reprezentăm segmentul AB? Unind punctul A cu punctul B. Observăm că avem segmentul AB. Continuăm cu punctul B. La punctul B avem următoarea cerință. Determinați numărul natural M știind că triunghiul ABM este isoscel de vârf B. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că eu voi mai avea un punct M, nu știu exact unde trebuie desenat acest punct, însă se va forma un triunghi isoscel de vârf B. Asta înseamnă că dacă voi desena un triunghi ABM cu vârful în punctul B, voi ști că baza este AM, iar laturile mele AB și BM sunt laturile triunghiului isoscel, laturile egale. Acest lucru mă va ajuta, pentru că eu vreau să-l determin pe M. M este necunoscuta mea. M este cine? M este abscisa punctului M. Deci avem punctul M de coordonate M și 0, un punct care observăm că are ordonata 0, asta înseamnă că acest punct va fi situat undeva pe axa OX, nu voi ști cu precizie unde, să spun în acest moment, până nu voi calcula valoarea lui M, M fiind un număr natural. Bun, ce facem pentru a calcula coordonatele punctului M? În continuare vom considera triunghiul ABM, un triunghi isoscel, așa cum ni s-a dat, isoscel de vârf B, care am spus ce reprezintă, cu ce mă ajută pe mine în rezolvarea problemei, că AB va fi egal cu BM. Mergând mai departe, AB, eu știu că o pot calcula. Va fi cine? Distanța între punctele A și B, pentru care aveam o formulă
pe care ne o reamintim, adică era diferența absciselor la pătrat plus diferența ordonatelor la pătrat cu radical din această valoare, adică xa minus xb la pătrat plus ya minus yb la pătrat. Bun, avem formula, înlocuim. Avem că AB este egal cu și vom face înlocuirea coordonatelor. XA este minus 3, XB 0 la pătrat plus YA este minus 1 minus YB care este 3 la pătrat. Mergem mai departe, va fi egal cu minus 3 la pătrat, adică 9, plus minus 4 la pătrat, adică 16, adică radical din 25, valoarea lui B, valoarea lui AB este egală cu radical din 25, adică 5. Vom merge mai departe și vom scrie și valoarea lui BM în funcție de distanța între cele două puncte, B și M. Formula este aceeași, doar coordonatele vor fi diferite și anume vom avea XB minus XM plus YB minus YM la pătrat. BM este egal cu, voi trece la înlocuire, adică XB 0 minus M la pătrat plus 3 minus 0 la pătrat. Și vom avea radical din M pătrat plus 3 la pătrat 9. Am aflat și valoarea lui BM. Continuăm prin a scrie relația între AB și BM, care am spus că sunt laturile egale ale unui triunghi isoscel. Mi-amintesc că din calcule a reieșit că AB este 5, iar BM este egal cu radical din M pătrat plus 9. Ce fac în continuare? Ridic la pătrat, 25 egal cu M pătrat plus 9, pentru că știu că ceea ce este sub radical este un număr pozitiv. Rezultă că M pătrat, păstrez necunoscuta, egal cu 25 minus 9, 16. De aici rezultă că voi avea două valori pentru M, care vor fi plus sau minus 4. Însă, în alegerea lui M, eu trebuie să țin cont de ce anume, că M este un număr natural. Știind acest lucru, că M aparține lui N, de aici rezultă că singura valoare acceptată pentru M este M egal cu 4, care este și soluția acestei probleme. Pentru M egal cu 4, numărul meu natural care reprezintă abscisa punctului M, triunghiul ABM este un triunghi isoscel. La punctul 5 avem următoarea cerință. Se consideră expresia e de x egal cu x pătrat minus x plus 1 la pătrat minus x pătrat minus x la pătrat minus x pătrat, unde x este număr real. Calculați media aritmetică a numerelor e de minus radical din 2 și e de radical din 2. Observăm aici că am enunțat formulele, ne-am reamintit formulele de calcul prescurtat pe care le întâlnim în cadrul acestei expresii și avem a plus b plus c la pătrat și a minus b totul la pătrat. În continuare vom aplica aceste formule. Luăm expresia noastră și avem. Păstrăm paranteza pentru prima ridicare la pătrat, unde avem x la a patra plus b pătrat, adică x pătrat, plus c pătrat, plus 1. Trecem mai departe cu termenii 2ab, unde vom avea minus 2x la a treia, 2bc, care va fi minus 2
x și 2ac, unde vom avea plus 2x pătrat. Închidem paranteza. Mai departe, a doua paranteză este o ridicare a minus b totul la pătrat și vom avea x la a doua totul la a doua, adică x la a patra, minus 2ab, adică minus 2 ori x la a treia, plus x la a doua. Închidem, minus x pătrat, termenul care a mai rămas. Mai departe, ce facem? Vom efectua în cadrul parantezelor gruparea de termeni, dacă este posibil, iar apoi renunțăm la paranteze. Să vedem, avem x la a patra, apoi x la a treia este un singur număr, un singur termen, minus 2x la a treia, termenii cu x la a doua avem x la a doua plus 2x la a doua, adică plus 3x pătrat, și un singur termen în x și plus 1. A doua paranteză, schimbăm semnul în fiecărui număr din cadrul parantezei, adică vom avea minus x la a patra plus 2x la a treia minus x la a doua și termenul din afara parantezelor, minus x la a doua. Continuăm cu verificarea termenilor. Asemenea, verificăm dacă se pot face grupări și verificăm ce simplificări și calcule putem efectua în această etapă. Observăm că avem x la a patra minus x la a patra, care se va reduce. X la a treia, avem minus 2x la a treia plus 2x la a treia, de asemenea, acest termen se reduc. Mai departe, 3x pătrat minus x pătrat minus x pătrat, rămâne x pătrat, iar termenii în x, minus 2x, îl scriem exact așa cum este și mai avem un 1. Am adus expresia la o formă mult mai simplă. În această etapă putem merge mai departe. Noi urmărim să calculăm media aritmetică. Ne amintim că media aritmetică este suma celor două valori, e de minus radical din 2 și e de radical din 2, totul supra 2. Avem formula, nu ne rămâne decât să înlocuim. Așadar, vom avea x pătrat minus 2x plus 1, înlocuind pe x cu minus radical din 2, obținem minus radical din 2 totul la pătrat, minus 2 înmulțit cu minus radical din 2 plus 1, iar e de radical din 2 este plus, mai departe, radical din 2 la pătrat minus 2 înmulțit cu radical din 2 plus 1 totul supra 2. Efectuăm calculele de la numărător și vom avea minus radical din 2 la pătrat, obținem 2, minus 2 înmulțit cu minus radical din 2, se schimbă semnul și vom avea 2 radical din 2, plus 1, plus radical din 2 la pătrat, obținem 2, minus 2 radical din 2, plus 1. Totul supra, numitorul rămâne același, 2. Ce observăm la numărător? 2 radical din 2 cu minus 2 radical din 2, acești termeni se reduc, iar mai departe avem o adunare de numere naturale, 2 plus 1 plus 2 plus 1, obținem 6 supra 2, așadar valoarea finală pentru media aritmetică a celor două numere e de minus radical din 2 și e de radical din 2 este 3, un număr natural, un număr simplu.